Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți să deschidem scriptura la Romani, la capitolul 6, și să citim versetul 22 și 23, cuvântul lui Dumnezeu, care spune în felul următor. Dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu. Aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru, amin. amin. Vă invit cu respect să reluați locurile. Avem în fața noastră un text care vorbește foarte profund, foarte adânc despre ceea ce noi sărbătorim, de fapt, nu numai în perioada aceasta, ci toată viața și anume jertfa domnului Iisus Hristos și aș vrea să ne axăm pe acest text din următoarea perspectivă. Creștinul eu sau tu în fața unei cruci. Există aici exemplificarea a trei cruci. Sunt trei cruci în textul nostru. Uitați vă recitesc versetul 23 care spune așa: fiindcă plata păcatului este moartea. Ne uităm și spunem ca și creștinii tradiționali, crucea din stânga înseamnă moartea. Poate fi și crucea din dreapta, a treia să zicem, dar depinde din ce parte o privești, din față sau din spate, crucea din stânga egal moartea, e crucea morții. Imediat o să vedem despre ce e vorba. Apoi, continuăm citirea în versetul 23. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Asta este crucea din dreapta, care este egal cu viața. Și continuăm citirea. Viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Aceasta este crucea din mijloc. Deci observați că cele trei cruci pe care noi le cunoaștem din relatările Evangheliei sunt prezente în chip spiritual aici, pentru fiecare dintre noi. Și reiau tema noastră, tema din seara aceasta, creștinul în fața uneia din cele trei cruci. Poate să stea creștinul, să se uite la crucea din stânga, să ajungă până la urmă ca și tâlharul acela care a fost pierdut, să se uite la crucea din dreapta, să-l admire pe tâlharul care a primit viață și promisiunea din partea cerului și din partea Domnului, nu-l va ajuta foarte mult decât să ia un exemplu, dar crucea din dreapta e crucea tâlharului, nu este crucea mea. Mai rămâne o singură cruce, crucea din mijloc, pe care stă Hristos, pe care stă Cel care a suferit pentru mine și în locul meu, și Domnul mă așteaptă pe mine și te așteaptă pe tine la crucea din mijloc. Pe crucea din stânga vom observa fraților și surori și iubiți prieteni, tot ce nu este neprihănirea, tot ce nu este neprihănirea găsim pe crucea din stânga, tot ce înseamnă păcat, tot ce înseamnă fără de lege tot ce înseamnă afront la adresa lui Dumnezeu tot ceea ce înseamnă greșirea țintei, asta înseamnă, este o definiție a păcatului, greșirea țintei mi-am greșit ținta, n-am ajuns acolo la standardul pe care Dumnezeu l-a trasat pentru mine pe crucea din stânga voi vedea tot ce înseamnă neprihănirea falsă, tot ce înseamnă necredința, tot ce înseamnă păcatul în toate formele lui de manifestare, asta e este crucea din stânga, asta este crucea tâlharului nemântuit. Și pot în seara aceasta să stau în fața acestei cruci și să analizez viața și să spun, da, Domnule, și eu, din punct de vedere spiritual, seamăn cu omul acesta care se află pe crucea din stânga. Și eu, și putem să rememorăm versurile acelea pe care le cunoaștem încă din copilăria noastră nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Și asta e adevărul, că toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Asta este crucea din stânga. -ă, citim, ca să exemplificăm lucrurile, haideți să citim în Luca, Putem să citim și în Ioan, în capitolul 19, Iisus, ducându-și cruce, a ajuns până sus și a fost răstignit între doi tâlhari, spune în Ioan 19. Dar în Luca 23, deschidem Scriptura, pentru că aici vom rămâne și haideți să citim puțin, să ne edificăm, să vedem ce s-a întâmplat. Probabil sunt între noi prieteni care nu știu sau poate trebuie să le fie reamintit acest pasaj din Luca 23, uitați-vă ce s-a întâmplat aici. Spune de la versetul 33, 32, haideți să citim și 32 că ne ajută. Luca 23 cu 32, împreună cu el duceau pe doi făcători de rele care trebuiau, trebuiau omorâți împreună cu Isus când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele. Unul la dreapta și altul la stânga. Uitați-vă la versetul 35. Norodul stătea acolo și privea frunta și își băteau joc de Isus. Versetul 36, ostașii de asemenea își băteau joc de el, Versetul 39. Unul din tâlharii răstigniți îl bat și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Asta este crucea din stânga, asta este crucea păcatului, asta este crucea pe care vedem tot ce, ce nu este neprihănirea, nu-i neprihănirea acolo, este numai păcat. Acolo pe crucea din stânga, acolo e locul meu și locul tău, iubit prieten. Fără crucea lui Isus, fără jertfa lui Isus, noi meritam crucea din stânga. Uitați-vă, recitesc. Plata păcatului este moartea. Mă pot duce înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, am respectat cuvântul Tău toată viața mea, dar am greșit numai într-un un singur domeniu din viața mea, am căzut, am greșit. Te rog frumos să mă iert și primești-mă cu tine în rai, așa cum s-a rugat mai târziu tâlharul mântuit. Și vine Biblia și îmi spune, domnule dragă, omule dragă, femeie dragă, fiindcă plata păcatului este moartea. Da, dar am făcut un singur păcat toată viața. Asta e utopie, nu există un om care să fi făcut în toată viața un singur păcat, dar presupunem că ar exista undeva. Vine Biblia și spune, plata păcatului este moartea, stop, fără probleme. Eu citesc asta și 100% se împlinește în dreptul meu. Și mă întorc în Luca, în capitolul 23. Uitați-vă, fraților și surori, iubiți prieteni, aici, îl vedem pe Domnul Hristos, ținta unor atacuri demonice, groaznice, groaznice. Întotdeauna când vorbim în Vechiul Testament de ungere, vorbim fie în dreptul unui preot, preotul era uns, marele preot era uns, cu un de lemn, ca mare preot, fie vorbim în dreptul unui proroc, amintiți-vă de Ilie care lunge pe Elisei proroc în locul său, fie vorbim de ungerea dedicată unui împărat. David a fost uns de Samuel ca împărat al lui Israel. N-a existat în Vechiul Testament niciun om care să întrunească toate trei oficiile acestea, toate trei funcțiile acestea, nici unul n-a existat în istoria biblică, nici unul, care să fie și preot, și proroc, și împărat, sau căpetenia oștirii. Nici unul, nici unul. A venit Fiul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, Există 333 de profeții sau de detalii profetice, 333 de detalii profetice referitoare la venirea și revenirea lui Hristos. Dintre aceste 333 s-au împlinit în ființa Domnului Hristos la prima lui venire pe pământ aproximativ 100. Au mai rămas 230 și ca să se împlinească la a doua venire, detalii profetice. Și mă uit în Vechiul Testament, Psalmul 110 cu 1 și apoi cu versetul 4 și îl găsesc pe Domnul Hristos într-o profeție, într-o promisiune divină referitoare la oficiul lui de preot. Tu ești preot în viac în felul lui Melchisedec, spune Domnul acolo. Domnul a vorbit Domnul meu. Tu ești preot în viac, în felul lui Melchisedec. Și era profeția și împlinirea profeției a venit pe pământ. Amintiți-vă în mare cu 2 cu 5, vine un slăbănog înaintea lui Hristos și înainte ca să se atingă de el și să-l vindece. Se uită Hristos la el și spune, fiule, iertate-ți sunt păcatele. Acesta era oficiul de preot al lui Hristos. Preotul trebuia să fie mijlocitor între om și Dumnezeu, ca omul să primească prin jertfă iertarea de păcate. Ori aici îl avem pe Hristos, profeție din Vechiul, din Psalmul 110, împlinire în Evanghelii, Marcu 2 și alte locuri, Matei 9 cu 2, iertate-ți sunt păcatele și ca să vedem cât de mare a fost încleștarea de pe Golgota, cât de adâncă a fost bătălia aceasta, așa cum spune Costache Ioanid într-o poezie, piept la piept, s-a confruntat acolo diavolul și cu Hristos Domnul și a vrut să-l nimicească și să-l zdrobească total. Și acolo, pe crucea din mijloc, a venit diavolul și l-a lovit pe Domnul. Și știți prin cine l-a lovit? Au fost mai mulți. Uitați, eu am citit norodul ostașii. Dar se uită la el unul din tâlhari, versetul 39, și spune Nu ești tu Hristosul? Adică cine? Unsul. Unsul lui Dumnezeu. Ești sau nu ești? Dacă ești tu Hristosul, dacă ești unsul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine, salvează-te din cuie, smulge te din cuie și coboară-te. Și apoi știi ceva? Salvează-ne și mântuiește-ne și pe noi. Omul din stânga, crucea din stânga înseamnă crucea omului care judecă Scriptura, judecă mântuirea literală a omului care trăiește pentru sine, pentru stomacul lui, pentru viața lui, pentru viața de acum, pentru lucrurile materiale. Omul de pe crucea din stânga înțelege mântuirea ca pe o salvare din niște cuie. Dar de ce să te cobori tu de acolo din cuie? Să te duci iarăși, să fii tâlhar la drumul mare, să te duci iară să iei cuțitul și să lovești în stânga și în dreapta și să jefuiești oamenii? Să-ți încarci iară conștiința și punga ta și să aștepți judecata înfricoșată de la final? De aceea vorbești tu astfel și lovești omul acesta pe Hristos în primul său oficiu amintit. Am oficiul de preot. Dacă ești preot, dacă ești uns al lui Dumnezeu, mântuiește-te, Domnule. Dar ce înseamnă mântuire pentru tine, tâlharule de pe crucea din stânga? Să sară Hristos din cuie, să ne poruncească și nouă, să coborâm de acolo, să se atingă de rănile noastre, să le cicatrizeze și să o luăm la fugă și să ne trăim viața în lume așa cum ne-am trăit-o și înainte. Un Hristos utilitar. Și cu rușine și cu regret spun lucrul acesta, să știți. Există printre noi oameni care vin la casa lui Dumnezeu și nu înțeleg, nu înțeleg ce înseamnă până la urmă binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu înțeleg ce înseamnă să se atingă Dumnezeu de ei. Ies în față la ungere, Ba sunt unii care nu sunt pocăiți, nu sunt păcați cu Dumnezeu, își aduc copiii la binecuvântare, rugați-vă pentru ei, se gândesc strict la un Hristos utilitar, care vine ca și atunci în pustie, când a fost ispitit de diavolul și transformă piatra în pâine și copilului care este adus la binecuvântare îi pune ceva acolo într-un cont și când va crește mare va fi bogat. Ăsta nu-i Hristosul adevărat, iertați-mă că vă spun. Da, binecuvântările pământești se dau pe deasupra, dar nu cu dedesubturi, nu pe dedesubt. Mai întâi noi trebuie să căutăm împărăția și neprihănirea, și apoi ni se dau celelalte pe deasupra, dar noi nu le căutăm astea. Și uitați-vă la crucea din stânga. Pe crucea din stânga văd tot ce înseamnă păcatul. Este crucea păcătoșilor. Este crucea pe care este răstignit un om. Și omul acela este un om fără de lege. E în contra legii lui Dumnezeu. N-are lege. El este singura lui lege. Văd pe un om care stă acolo și ascultă nu de Dumnezeu, nu de neprihănire, ascultă de total altceva. Ascultă de sine, ascultă de diavol, ascultă de lume, ascultă de firea pământească, de orice altceva, dar nu de Dumnezeu. Și vine Sfântul Apostol Petru și ne transmite un mesaj foarte actual. Și spune el căci fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Asta o zice Petru. Și vedem aici un rob, un rob al păcatului care ascultă de păcat, uitați-vă, Romani 6 cu 16, ce urmează să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege și sub har nici de cum? Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați. Fie că e vorba de păcat, și deja noi aici vorbim de păcat, e crucea păcătoșilor, și poate să stea în biserică și să asculte o predică și să asculte 20 de predici și să asculte 30 de predici. Și totuși, el să stea acolo pe crucea sau în dreptul crucii a treia și să rămână pentru veșnicie un mort în păcatele lui. A venit la un vestitor al Evangheliei cineva și a spus, Domnule dragă, Zice, eu nu simt nicio apăsare a păcatului în viața mea. De ce vorbești dumneata și spui că păcatul te apasă? Că păcatul e o povară? Că păcatul e o greutate pe care nu o poți duce? De ce spui dumneata lucrul acesta? Te rog, explică -mi. eu nu simt, eu fac păcate și nu simt nimica. Și s-a uitat omul la el și i-a spus așa, ce domnule, dacă te duci și pui asupra unui mort o greutate de 300 de kilograme, omul ăla simte ceva sau nu simte? Păi nu simte nimic. Ei, dumneata, ești mort în păcatele și în fără de legile dumitale. și de aceea nu simți nimic. Un om viu simte durere. Un om viu merge la mărturisire, un om viu strigă după îndurare, strigă după sângele iertării. Asta e un om viu, un om pe care îl doare. Și este o carte numită Darul durerii. Știți că durerea e un dar pe care ne-a dat-o Dumnezeu? Și durerea pentru păcat e un mare dar, să știți. Și conștiința pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o este un mare dar de la Dumnezeu. De ce, în momentul în care eu păcătuiesc, Vine conștiința și imediat mă acuză, imediat mă lovește, imediat îmi spune câteva lucruri. De ce? Conștiința este un mare dar de la Dumnezeu. Nu știu, mă gândesc, omul de pe crucea din stânga avea sau nu avea conștiință? Era în ultimele lui clipe și s-ar putea eu și Dumneata, în seara asta, să ne trăim ultimele clipe din viața noastră. A fost caz. Și povestea un om al lui Dumnezeu că într-o zi predica într-o biserică și-a lansat o întrebare, eu nu o lansez în seara asta, că mi-e frică, mi-e frică să o, să o pun întrebarea asta. Și-a spus fratele de la Amvon, a strigat odată, s-a oprit din predică și a strigat, oameni buni, poate cineva de aici să garanteze că trăiește până mâine? Și un om care a fost un pic prea îndrăzneț, un pic prea îndrăzneț, o sărit în picioare și o zis, eu, eu garantez. În seara aceea a ieșit de la biserică și l-a călcat mașina pe trecerea de pieton și a terminat cu viața. Vedeți? Nu putem să garantăm nimic. Și de aceea mă uit la crucea din stânga, la crucea păcătosului care cred că avea conștiința amorțită, trăia ultimele clipe din viața lui. Și am notat aici, am un bilețel, mi-a plăcut de la un autor creștin. Conștiința noastră își asumă toate rolurile din actul de judecată. E grefierul care notează în detaliu tot ce se petrece în ființa noastră, Ieremia 17 cu 1, păcatul lui Iuda e scris cu un priboi de fier, da, dar asta e în conștiința noastră, păcatul este înregistrat aici, doi conștiința e procurorul care face plângere înaintea lui Dumnezeu sau poate să fie avocatul apărării, Roman 2 cu 15, 3, conștiința este martorul care depune mărturie pro sau contra mea, 2 Corinteni 1 cu 12, 4, conștiința este judecătorul care mă condamnă sau mă absolvă de vină, 1 Ioan 3 cu 19, 5, conștiința este executorul sentinței care pedepsește când vinovăția este dovedită. Asta e conștiința pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și mă uit la tâlharul din stânga. Nu știu dacă avea conștiință sau poate și a măbușit vocea ei. Ceea ce este cert, că omul acesta era robul unei vieți de păcat, era un rob care asculta, uitați-vă, Roman 6 cu 16, robii păcatului. Voi, noi, putem să fim ca și el, robi ai păcatului, depinde de cine ascultăm. Apoi versetul 19, tot din Roman 6. Vorbesc omenește, spune aici, din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularile voastre roabe ale necurăției și fără de lege, așa că să fără de legea, tot acum trebuie să vă faceți mădularile voastre roabe ale neprihănirii. Dar de ce? De ce? Versetul 19. Să nelegiuirea. Asta înseamnă că un rob, pe lângă că ascultă de păcat, lucrează, săvârșește, execută ceea ce păcatul îi dictează. Și apoi ultimul lucru pe care deja l-am citit, plata păcatului este moartea. Acest om de pe crucea din stânga au mai durat câteva ore, fraților și surori, și iubiți prieteni. Și știți ce se întâmpla atunci? Un om care era răstignit de obicei, de obicei, mai ales tâlharii ăștia, erau foarte antrenați ei trăiau, gândiți-vă, la tâlharii care l-au bătut pe cel care s-a coborât spre Erihon, de la Ierusalim spre Erihon. Ăștia trăiau în condiții vitrege, erau foarte antrenați, aveau trupul foarte rezistent și de obicei un tâlhar care era răstignit supraviețuia vreo două, trei zile acolo, în condițiile alea grele și inumane, atârnat în cruce. Și trebuiau să vină cu niște ciocane mari să le zdrobească fluierele picioarelor. Ba încă din cauza, spune Cicero, din cauza durerilor pe care ei le aveau în tot timpul acesta, oamenii ăștia începeau să blastăme, începeau să strige, să urle de durere și atunci li se prindea limba de cerul gurii cu un cui, cu un piron. Asta o spune istoria. Așa se, tratamentul ăsta li se aplica la oameni. La omul ăsta nu i-a prins nimeni limba de cerul gurii, pentru că vorbește, uitați-l cum vorbește. Și stă lângă Hristos și îi spune, știi ceva? Mântuiește-te și mântuiește-mă. Și după ce m-ai lăsat jos, am plecat, m-am dus, am dispărut, mă duc înapoi la viața mea. Și acum mă gândesc la o întrebare pe care a adresat-o Pilat oamenilor care stăteau în fața lui și care i-au spus, slobozește-l pe Baraba, eliberează-l pe Baraba, pe fiul tatălui, că asta înseamnă Baraba. Dar ce să fac cu Iisus? Răstignește-l pe Iisus. Și în seara aceasta vine Domnul și mă întreabă pe mine, te întreabă pe tine, ești în dreptul crucii din stânga, ești în dreptul crucii care vorbește despre păcat, despre nelegiuire, despre fără de lege, ai o viață pe care ai trăit-o până acum 20, 30, 40, 50 de ani și l-ai supărat pe Dumnezeu. Și dacă facem o socoteală simplă, oameni buni, ajungem la un rezultat chinuitor, să știți. Să-mi numai 10 păcate într-o zi, dar facem mult mai multe, să știți numai 10 păcate pe zi să facem. Și gândiți-vă, într-un an sunt 3650 de păcate, cine le iartă? În 10 ani sunt undeva la 40.000 de păcate, cine le iartă? Să trăiești 100 de ani, nu? Soția mea a avut o străbunică ce a trăit 102 ani. Și să trăiești 100 de ani, ce faci cu povara aceea de sute de mii de păcate, domnule? Ce faci cu ele? Ce faci? Unde le duci? Și ca să ne dăm seama cât e de gravă situația cu tâlharul ăsta din stânga, tâlharul nepocăit, tâlharul nemântuit, să ne uităm în Matei, în capitolul 18, la pilda robului nemilostiv. Spune aici o imagine, de fapt e imaginea mea și imaginea ta în fața împăratului din ceruri. E rostită în alt context, dar e vorba de păcate, de greșel și se aplică 100% și la noi. Că Petru îl întreabă de câte ori să iert și Domnul începe să-i povestească și spune așa, împărăția cerului se aseamănă cu un împărat, a vrut să se socotească cu robii. Am început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Uitați-vă că în josul paginii este o trimitere și spune talanți. Ce înseamnă asta? Talantul avea 36 de kilograme. 10.000 de talanți, vă dați seama, 360 de tone de aur. Păi când ajung eu să plătesc o așa de mare datorie? Când ajung eu să plătesc asta? Și cineva a luat și a făcut un calcul, un galben, era echivalentul a 6000 mii de dinari, 10 mii de galben, 60 de milioane de dinari, salariul zilnic era de un dinar, da, uitați-vă în 20 cu 10, tot de aici din Matei, un dinar, ăsta era salariul zilnic. Și trebuia un om să trăiască 164.000 de ani, auziți? 164.000 de ani ca să plătească datoria asta la împăratul. Dar cine poate trăi atât? Și cine poate munci atât? Și să muncească numai pentru datorie, pentru sine nimic și să muncească eventual pentru o dobândă, că dacă îi se punea dobândă, trebuia să lucreze un infinit de ani și niciodată nu ajungea să-și plătească datoria, să fi trăit veșnic. Ei, pilda aceasta a fost rostită pentru mine și pentru tine care stăm în fața crucii din stânga, oameni păcătoși, oameni care poate nu ne-am pus păcatele noastre la dispoziția lui Dumnezeu să facă ce vrea cu ele. Mi-a plăcut foarte mult, eram la un botez în apă undeva în județul Bihor și era un bătrânel, avea 78 de ani dacă nu greșesc, era în apa botezului și păstorul a avut o îndrăzneală mare să-l întrebe, frate Gheorghe, cum îl chema, nu mai știu, ce s-a întâmplat, frate, cu 78 de ani de păcate? Poți să-mi explici pe unde ți păcatele astea din 78 de ani? Și așa se dar era plin de bucurie bătrânelul. O zis, frate dragă, nu mai e treaba mea. Deci asta e treaba lui Hristos. Eu le-am dat lui Hristos, el face ce vrea cu ele. Și vedeți, avem datoria din Matei 18, și datoria aceasta înaintea lui Dumnezeu nu pot plăti. Uitați-vă ce spune aici. N-avea cu ce plăti versetul 25. A poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copilul lui, tot ce avea să plătească datoria și tot nu putea plăti. Și vine prorocul Mica în Vechiul Testament și spune, Doamne, cu ce să plătesc datoria pe care o am înaintea ta? Uitați-vă, Mica, la capitolul 6 cu 6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Și asta e întrebarea tâlharului din stânga, a omului care niciodată nu și-a făcut lista lui de păcate și să spună, Doamne, atunci am păcătuit asta, atunci asta, 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 asta și să vină până în prezent și apoi să strige iartă și păcatele care nu le cunosc. Ăsta nu e tâlharul din stânga niciodată, de pe crucea din stânga. Ăsta nu se mărturisește niciodată. Ăsta nu mă strigă, salvează-mă, salvează-mă, ești vinovat Dumnezeule, nu mi-au mers bine, nu mi-au mers bine, nu mi-au mers bine, toată viața mea nu mi-au mers bine, dar de ce? Din cauza ta, Dumnezeule! Cum adică din cauza lui Dumnezeu? Și există o ramură a teologiei numită Teodicea și asta studiază de ce este atâta suferință în lume și încearcă oamenii cu capul mare să dea răspunsuri satisfăcătoare la provocările oamenilor. De ce Dumnezeu care e bun îngăduie atâta suferință? De ce Dumnezeu care e bun îngăduie să moară o mamă dintre 17 copii și să rămână orfanii pe drumuri? De ce Dumnezeu îngăduie cancerul, sida și așa mai departe? De ce Dumnezeu îngăduie calamități naturale cu tremure și așa mai departe? De ce Dumnezeu, de ce Dumnezeu, de ce Dumnezeu și toți ridică pumnul spre cer și la amenință pe Dumnezeu și întreabă de ce Dumnezeu? Uitați-vă ce spune aici, mica șase cu șase. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Arder de tot, viței de un an, dar primește Domnul are mii de berbeci, dar eu n-am bani să cumpăr, nici măcar o sută de berbeci. Ce fac? Nu? Uitați-vă la versetul 7. Zeci de mii de râuri de unde lemn. N-am bani să cumpăr nu știu, tone, litri, mulți, 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 mulți de ulei, de un de lemn. Și să mă duc să-l vărs înaintea lui Dumnezeu ca să mă ierte, da? Nu mă ajută la nimic. Uitați-vă că merge mai departe în disperarea lui omul ăsta. Să dau eu pentru fără de legile mele, pentru meu născut, robul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu. Și se oprește. El nu mai știe ce să vorbească. Nu mai ajuns la disperare maximă. Și mă întorc aici, în Matei 18, vindeți-l, pe cine? Pe el, pe nevasta, pe copii și plătiți datoria. Dar datoria nu se poate plăti. Uitați-vă ce întreabă -mi mica. Să-mi dau eu copilul, să-mi plătesc datoria păcatului? Să dau eu lei, să dau sânge de animal, să plătesc datoria păcatului? Asta nu pot face niciodată. Niciodată. Răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă, spune psalmistul, că nu se va face niciodată, nu pot să nu vadă moartea, Aștia trăiesc și văd moartea. Și atunci ajung la disperarea asta și arunc pumnul în vânt și strig la Dumnezeu că El e vinovatul. Cum să fie Dumnezeu vinovatul, nu? Când mai sunt așa cu tinerii, le amintesc povestea lui Ion Creangă, s-a dus și el undeva pe la școală și făcea năzbâtii așa cum fac copiii, dar a fost un pic mai, mai decât alții și într-o zi s-a dus într-un vârf de deal el cu vărul lui și-a pornit pietroiul ăla, nu? om împins ei cât ori putut, o stâncă, un pietroi mare și lor pornit și s-au rostogolit și când a ajuns în vale, praf, țândări, s-a ales de casa ei nu, că și de caprele ce le avea în ogradă. Și ăștia au luat-o la fugă, au plecat acasă, nu mai știu ce să facă. Și acum îl văd nu pe eu în creangă, mă văd pe mine sau pe tine sau pe oricine, pe un om păcătos. Merge și zice Dumnezeu, Adame dragă, nu întinde mâna și nu lua din pomul oprit. Nu porni pietroiul morții, că o să mori Adame. Și Adam pornește pietroiul, nu? Adamia din pom. Petroiu cade și distruge viața lui Adam și viața urmașilor lui. Plata păcatului e moartea. Moartea prin Adam a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Și eu ce fac? Dumnezeu, ca să vedem cât e de gravă moartea, a lăsat lângă ea păcatul și să vedem cât e de urât și de hidos păcatul, a legat de moarte. Asta a făcut Dumnezeu și sunt semne premergătoare ale morții și astea durerile, astea bolile, astea suferințele, astea necazurile. Adam spin și pălămidă o să-ți dea până. Dar ce e la spin, domnule? Ce e pălămidă? O să vezi tu primul spin când o să ia fiul tău un spin mai lung și o să-l ucidă pe celălalt fiu. O să vezi tu ce înseamnă spin. Atunci o să vezi că o să-ți între în inimă spinul. Și o trebuie să învețe. Și noi aruncăm pumnul în sus, spre Dumnezeu: Tu ești vinovat. De, de ce e vinovat Dumnezeu? Că nu- a avertizat că vine moartea, că vine sida, că vine cancerul, că dacă trăiesc o viață haotică de păcat, mă duc în iad. Că Dumnezeu m-a avertizat, Dumnezeu mi-a spus cu ce e vinovat Dumnezeu, da, Dumnezeu e bun, dar Dumnezeu e și foc mistuitor, Dumnezeu e și drept pe lângă că e bun. Și uitați-vă, oameni buni, că e o minune, o minune! O găsesc în psalmul 85 și de multe ori când o citesc, minunea asta din psalmul 85, lăudat să fie Domnul! Uitați-vă, uitați-vă, versetul 9! Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El. Deja trecem spre crucea din dreapta. Uitați-vă! pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Dar ce s-a întâmplat? Versetul 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Ce înseamnă asta? Vine bunătatea lui Dumnezeu și spune, trebuie să-l iert pe tâlharul de pe crucea din stânga. Dar imediat lângă bunătate se arată credincioșia și credincioșia spune Dumnezeule, tu ai vorbit ceva? Că plata păcatului este moartea, fi credincios la ceea ce ai vorbit. Cine împacă pentru că în caracterul lui Dumnezeu nu există antagonisme, nu există rupturi, dar a trebuit să se întâmple ceva oameni buni. Pentru că uitați-vă versetul 10, continuă, dreptatea și pacea ajung să se sărute. Cum? Că merge dreptatea înaintea lui Dumnezeu și spune omul ăsta a păcătuit, de tâlharul din stânga asta merită moartea. Ion, Vasile, Susana, Ana, Maria, nu contează, e aici în seara asta. Și merge în fața lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu și spune, Doamne, în dreptatea ta trebuie să lovești. Și vine pacea și spune, Doamne, fă pace și ai milă. Și atunci, știți ce face Dumnezeu? zice, da, pot să fac un lucru uluitor. Să cobor eu, Dumnezeu, din cerurile mele preanalte pe pământul oamenilor. Să mă fac asemenea oamenilor, să mă fac rob și să primesc un statut mai jos decât orice rob, să mă duc la moartea de cruce, să fiu răstignit ca un tâlhar, ca robul cel mai de jos, cel mai josnic, care merită moartea, care nu merită să stea nici sus în cer, nici jos pe pământ, ci îi, îi atârnat între cer și pământ. Dacă ar fi sfânt, ar merita să fie în cer. Dacă ar fi mai bun, ar merita pământul să calce pe pământul celor vii. Dar fiindcă nu merită niciuna din lucrurile astea, asta e definiția mea, oameni buni, a mea, ăsta stă între cer și pământ atârnat și până la urmă e definiția lui Hristos, e cel care a fost făcut de Dumnezeu păcat în locul meu și în locul tău, lăudată să fie jertfa lui măreață și în trupul lui și în ființa lui se întâlnește bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Se împrietenește dreptatea și pacea. Și nu are loc în caracterul lui Dumnezeu nicio o ruptură, niciun antagonism. Dar ne întoarcem la textul nostru. Haideți să vedem puțin crucea din dreapta. Spuneam, crucea din stânga e crucea păcătoșilor. Păcatul are diverse forme iubire de bani, iubire de lucruri, tot felul de lucruri, putem aminti liste de păcate, sunt aici în Scriptură, liste întregi de păcate. În Romani, în capitolul 1, este de fapt, de exemplu, o listă de la versetul Roman, da, Roman, capitolul 1, de la versetul 29 în jos. Uitați-vă, curvia, viclenia, răutatea, pisma, uciderea, cearta, înșelăciunea, pornirea răutăcioasă, șoptirea, bârfa, urârea lui Dumnezeu, obrăznicia, trufia, lăudăroșia, născocirea de rele, ascultarea de părinți, fără pricepere, spune aici, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, nenublecați. Deci toate lucrurile astea sunt acolo, pe crucea din stânga, pe crucea morții. Acolo sunt toate astea, toate astea sunt acolo. Și omul de acolo primește moartea. Probabil au trecut câteva ore, se apropia ziua sabatului, au venit soldații romani cu ciocanele, i-au zdrobit fluierele picioarelor, S-a scurs seva vieții din trupul lui și omul ăsta a plecat capul, a murit. Unde s-a dus sufletul lui? Asta e marea problemă. Sufletul tău este unic. Unde se duce sufletul tău dacă nu te-ai mărturisit niciodată înaintea lui Dumnezeu? Unde te duci dacă mori în noaptea aceasta? De ce vrei să tot lași și să tot amâi? Este o cântare de cor. De ce tot amâi, tot amâi, tot amâi? Tot lasă mai încolo, mai... De ce tot amâi? M-am mirat, să știți. M-am mirat enorm, enorm. Acum câteva luni, într-un sat de lângă Cluj, era o bătrânică și a cerut botezul. Avea 92, 93 de ani. Cam așa. S-a dus la ea bătrânul bisericii noastre, fratele Presecan. Bună ziua, bună ziua, am auzit că vrei să da, da, zice, vreau să cer botezul, copiii mei sunt pocăiți și eu vreau să mă pocăiesc și eu. Bun, fratele a explicat în câteva lucruri, în câteva cuvinte, ce înseamnă apropiere de Dumnezeu, pocăință, iertarea păcatelor, ce să facă, cum, și zice, uite, eu sunt gata acum să te botez, să te împaci cu Dumnezeu. Zice, auzi, nu sprea prea hotărâtă. Auzi, la 93 de ani, 92, 90, nu sprea prea hotărâtă. Zice, știi ceva? O zis bătrânica. Ca să fie așa mai uh, oficială, zice, data botezului meu, hai să o stabilim de bobotează. Nu? Data botezului Domnului. Și dacă vii atunci, mă botez. O murit. Bă, câteva zile au murit bătrâna, nu s-a mai botezat niciodată. Și sunt atâția care spun, nu acum, mâine, nu acum, poi mâine, nu acum, nu acum, nu acum. De ce tot amâi? Tălharul era pe cruce și era în ultimele lui momente și chiar și acolo se joacă cu viața lui. Dar haideți să ne uităm la celălalt, la celălalt tălhar. Am amintit, plata păcatului este moartea. Stop, s-a terminat. La omul ăsta din stânga, moartea și s-a terminat. Uitați-vă la crucea din dreapta. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Pe crucea din dreapta sau pe a treia cruce, vedem tot ce poate face neprihănirea. E crucea păcătoșilor socotiți, neprihăniți. Știți ce e interesant? În ziua aceea, diavolul s-a dus în iad. Purtându-l în spinarea lui neagră pe unul cu numele de Iuda. Și în aceeași zi, Hristos Domnul s-a dus în raiul lui Dumnezeu, purtându-l în inimă și în brațele lui pe un tâlhar mântuit. Mare minune s-a făcut acolo, să știți? Uitați-vă, și ne mirăm și ne bucurăm în același timp. De ce ne bucurăm? De ce ne mirăm? ca nimeni să nu dispere. Hristos a mântuit pe un tâlhar. Dar ăsta nu a fost botezat în apă, de ce să mă mai botez? Pentru că botezul e porunca lui Dumnezeu. Mântuirea nu e a mea, mântuirea o dă Dumnezeu, nu eu dau mântuirea. Există presupuneri și spun unii că omul ăsta a fost botezat în propriul lui sânge. Interpretări, nu scrie în Biblie, Mântuirea este a lui Dumnezeu, nu este a mea, nu eu dau mântuirea, nu eu socotez mântuirea pe unul sau pe altul, dar uitați-vă aici ce spune, pentru că e atât de serios textul nostru, Domnul Hristos este lovit de diavolul, am început să vă spun, și în oficiul său de proroc, doar le punctez acestea ca să nu rămână ideea în aer, în Deuteronom 18 cu 15, Domnul vă va ridica dintre voi, din mijlocul vostru, pe un proroc ca și mine, spunea Moise, cine n-ascultă de el va fi dat morții. Și a venit vremea să se împlinească cuvântul ăsta, cine intră în Ierusalim? E Iisus, prorocul din Galileea, din Nazaretul Galilei. Și ajunge Hristos, vedeți cum s-a mobilizat toată armata, toate hoardele celui rău, demonii, ca să lovească pe Hristos. Și Hristos merge acolo în pretoriu și este luat de niște soldați, de niște oameni simpli care nu știau Biblia, nu știau carte. Îl băteau, îl pălmuiau, îi smulgeau barba și îi spuneau, prorocește-ne cine te-a lovit. Vedeți cum diavolul a vorbit prin gura lor să lovească pe Hristos în ungerea lui de proroc, de om al lui Dumnezeu. Ce nu știa el? Cum îi cheamă? Unde stau? Câți ani au? Câte fire de păr au în cap? Putea totul să le spună. Dar a venit diavolul și l-a lovit. Și ce să mai vorbim despre Hristos, Domnul ca împărat, Zaharia nouă cu nouă, s-a citit zilele astea, împăratul tău vine la tine călare, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, vine la tine smerit și biruitor, și era prorocie și s-a împlinit clar, Matei 21, nu? Am citit zilele astea, textul ăsta. Dar vine proba, vine proba și vine satana și lovește pe Hristos exact acolo. Matei 27 cu 11 în jos. Și iarăși Hristos Domnul e lovit de mari preoți care erau lângă cruce. Și ei contestă, a, tu ești împăratul, tu ești fiul lui Dumnezeu, dar dă-te jos, mă împărate, de pe cruce. Și plus că îi pun și o inscripție, Iisus Hristos din Nazaret, regele iudeilor, împăratul lui, bătaie de joc, bătaie de joc. Cine a mai văzut oameni buni, tron pe care să stea un rege, așa cum a avut Hristos, că tronul lui n-a fost nici măcar un scaun frumos din adunarea asta. N-a fost un fotoliu făcut din aur sau din fildeș, cum avea Solomon. N-a fost un tron pe care să te sui, la care să te sui pe trepte și de o parte și de alta să fie animale, să fie tot felul de statuete. N-a fost așa ceva în dreptul lui Tronul lui a fost o cruce din lemn, ăsta a fost tronul lui. Cununa lui a fost una de spini. Sceptrul lui a fost o suliță romană care l-a împuns în inimă și a străpuns inima. Acela a fost sceptrul lui. Hainele lui au fost doar hainele neprihănirii, că l-au dezbrăcat de hainele lui și le-au tras la sorți ale cui sunt. Priviți-l, ce împărat mai măreț și mai, mai, glorios decât acesta există în tot universul. Nu există niciunul. Și ca să vedem ce putere a avut împăratul acesta, să studiem în special Evanghelia după Ioan, partea a doua. Foarte ciudat, curios de-a dreptul, Evangheliile dedică ultimelor ore din viața lui Hristos, ultimelor zile din viața lui Hristos, o treime, o treime din spațiul lor, o treime. Mult se scrie despre ultima săptămână, o numim noi săptămâna patimilor, săptămâna mare. Mult se scrie. Dar în special evanghelistul Ioan, are o carte, așa o numesc cercetătorii, Cartea Semnelor, de la capitolul 2 încep șapte semne speciale pe care Domnul le face și emite șapte de eu sunt, legătură cu Exod 3 cu 14, pentru că El era Dumnezeu și își demonstrează dumnezeirea Lui. Dar de la capitolul 13 încolo, Hristos nu mai face semne și începe să vorbească, le dă învățături ucenicilor și apare răstignirea. Și partea asta a doua, de la 13 încolo, este numită Cartea Glorificării. De ce? De ce? Uitați-vă la Hristos care se uită la ucenicii lui și le spune așa, oameni buni, eu mă duc să fiu răstignit, a treia zi mă voi ridica. Le spune celor din jur, am putere să-mi dau viața, am putere să-mi iau viața. Stă în grădină și se roagă și vin soldații să-l aresteze și el întreabă pe cine căutați, pe Iisus din Nazaret. Eu sunt și soldații cad cu fața la pământ. Vă întreb eu în seara aceasta. Nu putea în momentul acela Hristos Domnul să fugă și să scape? Ba da! El care altădată a trecut printre ei și a scăpat, nu putea el să aducă în loc la 12 ucenici, trădători, fricoși, lepădători, să aducă 12 legiuni de îngeri. Ba da, putea. O legiune avea între 5.000 și 6.000 de membri. Și un singur înger a omorât 185.000 de oameni într-o noapte. Puteau să vină îngerii lui Dumnezeu din cer și să facă fărâme planeta asta și să-l smulgă și să-l ducă. Dar de ce n-a făcut lucrul acesta? Uitați-vă de ce! Crucea din dreapta ne vorbește, e crucea mea și e crucea ta. Stăm în fața ei și vedem o istorie asemănătoare cu istoria noastră. Haideți să citim Luca 23, de la versetul 40 în jos. După ce crucificatul primul despre care deja am vorbit, tâlharul morții, așa al putem, tâlharul păcatului, după ce vorbește, mântuiește, ne salvează, ne... Uitați-vă ce spune versetul 40. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă. Primul lucru pe care omul acesta îl recunoaște aici este osânda sau pediapsa. Pediapsa, pediapsa este asupra noastră. Noi merităm pediapsa. Vedeți, tot ne întrebăm, mă, cum a putut fi mântuit? Uitați-vă, asta e o mărturisire. O mărturisire înaintea lui Dumnezeu? Nu știm noi, în momentele alea, cum o fi adus Dumnezeu rapid în fața ochilor lui, toate păcatele din toată viața lui, toate, toate. Și a spus: Noi merităm pediapsa că suntem vinovați. Uitați-vă, versetul 41. Mărturisirea păcatelor. Pe lângă că merităm pediapsa, recunoaște vina, vinovăția. Imediat intră și își mărturisește păcatele. Versetul 41. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Și atunci îi trec prin minte, prin fața ochilor minții, toate păcatele lui. Vedeți, al doilea lucru. Primul, noi merităm pedeapsa. Eu merit pedeapsa că mărturisirea este neapărat la, 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 persoana întâia, nu mă gândesc la altul, nu mărturisesc păcatele altuia, el a înfruntat pe celălalt, dar de fapt el se mărturisea pe sine, el vorbea la persoana întâia. Eu merit pedeapsa. 2. Eu mărturisesc păcatul. 3. Eu mărturisesc neprihănirea lui Hristos. Versetul 41. Omul acesta n-a făcut nici un rău. patru o rugăminte, o rugăciune pentru mântuire. Doamne, aduți aminte de mine. Cinci, ai o împărăție, ești împărat, te recunosc, te cred, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Mesia, tu ești unsul, tu stai aici ca să mori pentru o lume întreagă. De ce nu fi văzut lucrurile astea pe care le vedea un tâlhar? De ce nu le-a văzut Ana sau Caiafa? De ce nu le-a văzut alții? De ce le vede tocmai el? A venit Duhul Sfânt și a luminat inima și mintea lui și el vede lucrurile acestea clare, clare. Erau ultimele clipe din viața lui. Și omul acesta îi spune, știi ceva? Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și versetul 43 este cea mai mare făgăduință făcută vreodată unui păcătos de către Dumnezeu. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine unde? În rai. Vedeți, nu e așa de complicat. Și noi predicăm frica de Domnul, dar oare ne temem de Domnul? Și în seara asta vine Domnul și mă întreabă pe mine și te somează pe tine, poate sunt ultimele clipe, ultimele ore din viața ta, dacă în noaptea aceasta ți se va cere sufletul, dacă în noaptea asta vine îngerul morții să te ducă, unde te vei duce? Eram în misiune undeva în zona Maramureșului, povesteau cei de acolo că la ei, la ei, într-un sat, o femeie a venit la biserică și a venit, și a venit, și a venit mulți ani, mulți ani. Nu s-a putut hotărâ să se întâlnească, să se împace cu Domnul. De ce? Avea problemă cu o damingeană. Ținea o damingeană undeva acasă și clar că nu era goală, era plină. Și consuma alcool și alcoolul o ținea de parte de mântuire. Și spuneau oamenii, măi, lasă damingeana aia parte, lasă alcoolul parte și vină și împacă-te cu Dumnezeu. Și femeia asta n-a vrut, și n-a vrut, lasă mai încolo, mai încolo, mai încolo. Și într-o zi s-a îmbolnăvit, n-a mai putut să meargă la biserică, după ani de zile de participări la, la biserică, la predici, la tot felul de lucruri pe care le auzea acolo. Și putea să fie mântuită femeia asta în ultima clipă, ca și tâlharul. Dar știți care e problema? din momentul în care eu mă tot împietrez, ca și faraonul Egiptului, vine o clipă în care Dumnezeu aruncă împietrire în inima mea și mă împietrește El sau mai mult. Mă lasă în împietrirea mea, că Dumnezeu nu face lucruri de genul ăsta. Mă lasă, du-te, du dute, du-te. Dumnezeu i-a lăsat, spune cartea romanilor. Mă lasă ca într-o închisoare. Închisoarea e propria mea inimă. Femeia asta stătea pe pat, era bolnavă, au venit la ea și i-au spus, nu vrei să te împaci cu Dumnezeu? Auziți, vine vrăjmașul cu altă minciună. Acum să te împaci tu cu Dumnezeu. De ce nu te-ai împăcat în tinerețe? De ce nu te-ai împăcat altă? așa face diavolul cu noi și n-a vrut femeia asta. Și o trecut încă un pic de timp și într-o zi pe când erau rudenile ei în casă, lângă ea, au auzit-o că oftează odată și strigă și vai ce-am pierdut. S-a uitat la ea, dar ce-i cu tine? Ce-ai pierdut? Oameni buni zice, din cerul lui Dumnezeu a pornit un cor de îngeri în jos, spre pământ. Cântau o cântare atât de frumoasă, de minunată. Și au venit pe aici, și au trecut pe lângă casa mea și pe mine m-au lăsat pe pat și nu m-au luat. Am pierdut corul de îngeri, am pierdut mântuirea, am pierdut veșnicia. Vedeți ce se întâmplă? Și sunt în Biblie și găsesc și de aceea iarăși readuc tema de la început cu tâlharul ăla din stânga care a murit. Găsesc în Biblie oameni aproape mântuiți, oameni buni, aproape mântuiți. Știți ce înseamnă asta? Aproape am prins trenul, l-ai pierdut. Aproape am intrat la școala nu știu care, n-ai intrat. Aproape am intrat pe postul, nu știu care, n-a intrat, domnule, ai rămas șomer. Aproape am intrat în biserică, în trupul lui Hristos, în mântuire, ai rămas pe din afară. Un tânăr bogat ajunge în fața lui Hristos și Hristos îi spune, îl iubește și place la Hristos de el și spune, îți mai lipsește un singur lucru, la nimeni în lume nu i-a zis Hristos lucrul acesta. Auziți, oameni buni, dacă ar veni la mine, mie mi-ar lipsi mult mai mult decât un singur lucru. Să-mi zic că, Domnul, tu mai trebuie să faci asta, 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 pocăiește-te, omule, că trebuie să te întâlnești cu mine. Astea mi le-ar zice, Domnul, dar nu unul singur. Omul ăsta a ajuns așa de perfect, zicem noi, nu chiar perfect, nu chiar, dar aproape, Domnule, dar totuși n-a fost mântuit. Îți mai lipsește un singur lucru. Și îl găsesc pe altul în Biblie, mai jalnic, mai jalnic. Stă Pavel în fața lui și predică. Și omul așa se bucura de predici, atât îi plăceau. Ba încă îi spune Pavel, eu mai știu ceva din viața ta. Eu fi zis Duhul Sfânt, probabil, lui Pavel. Știu că tu crezi în proroci. Crezi în proroci. Asta înseamnă că împăratul acela citea Biblia oameni buni. Citea Vechiul Testament. Îi plăcea să asculte predici. Credea prorociile din Vechiul Testament. Când citea, se cutremura. Extraordinar ce-o vorbi Dumnezeu acolo, în Vechiul Testament. Eu cred, domnule, proroc. Prorocul lui Dumnezeu. Îl cred. Crez în proroci, împărate Agripa. Știu că crez. Și să uită Agripa la el și zice, curând mai vrei tu să mă faci să fiu și eu ca tine. Curând. Curând dar nu a fost niciodată. A rămas pe din afară. Și de aceea e un semnal de alarmă. Uitați-vă la un tâlhar păcătos, da? Dar mântuit în ultima clipă. Și vreau să vă mai spun ceva. Îmi povestea o soră din zona noastră că a avut o răpire sufletească și a ajuns undeva pe un vârf de munte și pe vârful acela de munte era o clădire ca o biserică făcută dintr-o piatră ca și un cristal. Era transparentă, se vedea prin ziduri înăuntru. Era ca o piatră prețioasă, ca un diamant, strălucea din toate colțurile dacă te uitai la clădirea asta mare. Înăuntru în clădirea asta erau mese, 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 erau locuri. Erau puse deja niște mâncăruri speciale pe care ea nu le-a mai văzut în viața ei. Și erau locuri și fiecare loc avea câte un nume și erau câteva locuri care nu erau încă ocupate și spunea cineva, du-te repede pe pământ și mai adui aici pe cei care trebuie să vină și să meargă și slujitorii mei, să aduc aici pe cei care trebuie să vină, că va începe nunta și locurile mai sunt puține și știți ce se întâmplă? Trece mântuirea pe lângă Ana, pe lângă Caiafa, pe lângă Cărturari, pe lângă Farisei. Și intră un, un om ticălos, un om care era altădată căzut prin șanțuri, un om care ucidea oamenii. Vine ăsta și intră înaintea preoților, intră înaintea învățătorilor legii, intră înaintea predicatorului, intră înaintea cântărețului și-și ia locul la masă, la nunta mielului. Dar ce? Îi dreptate? Dar nu mă întrebați pe mine, că Dumnezeu îi dreptate. Și vă mai spun ceva... Păstorul nostru, fratele Sandu Negrușer, omul care a dus o perioadă greutatea slujbei din biserica din Albinii din Cluj, ne povestea. Zice, am fost în Spania, era un botez în apă, am predicat la botezul în apă și zice, eu venit la final, după ce s-a efectuat botezul, și păstorul a lansat așa o provocare și a zis, mai vrea cineva să cheie legământ cu Dumnezeu în apă? Ce nu m-am văzut? Și ne-a apucat, zice, furnicăturile așa pe șira spinării. Un negru, un negru venea pe culoar, venea în față, un negru. Deci am venit să fiu botezat. Pe mă, omule, l-au întrebat în limba spaniolă, că nu știa română. Ai parcurs un program de catehizare? Zice, nu, nimic. Biblia ai citit-o la cap la coadă. Nu, ce nu, n-am citit-o. Păi, dar tu ce vrei să faci? Și ascultați-mă ce îndrăzneț a fost omul acesta. Urcă treptele, intră în baptistier, să pune lângă frață așa în picioare, botezați-mă oameni buni. Dar cum te botezăm? Că tu... Da, n-ați zis voi că dacă mai vrea cineva, uite, eu vreau. Zice, dacă nu mă botezați, mă botez singur. Auziți? Uite așa făcea în apă, așa, uite așa, că se botează singur. Când l-au văzut frații, n-au avut ce să facă. Și l-au botezat. Zice, mergea tânărul ăsta pe culoar și roia așa apa de pe hainele lui, că nu a avut nici haine albe de, de bote, așa, curgea la fericit că Domnul l-a mântuit și pe el. Și vin eu, nu? Europa. Ce e Europa? Nu? Un continent format de Biblie, avem tradiție, legile din Vechiul Testament, cele zece porunci ale lui Moise, ale lui Dumnezeu date prin Moise, stau la baza Constituțiilor Europei și Europa creștină și creștinată. Și vine un negru de acolo, dintre aia care bat, vrăzitoria care bat în tobe și cheamă spiritele. Și vine un negru și într-o seară îți ia locul de la masa mielului. Dai corect? Dar nu mă întrebați pe mine. Nu mă întrebați. Asta e problema lui Dumnezeu și problema ta care nu vrei să te duci să-ți iei locul. Asta e problema. Eram într-o biserică la o la fratele Moise Lucaci, la biserica lui. Și lângă mine pe bancă era un om, imediat ce cineva citea din Biblie la Amvon, omul din bancă, de lângă mine de fapt, da, completa, nu? Completa adevărat îți spun că astăzi și el imediat, vei fi cu mine în rai, vă dau un exemplu, completa, știa versete biblice, cânta biserica asta, când cânta, domnule, din toată inima, atât de drag mi-a fost, avea undeva, probabil, către 70 de ani, nu știu să vă spun, dar era în vârstă. Și mă întorc așa spre el, domnul, este bine, cuinteze. spune de câți ani ești la mântuire, la pocăință? Zice, dar eu nu-s pocăit. Dar cum nu ești pocăit, domnule? Zice, eu vin aici, în biserica asta, de 15 ani și încă nu m-am hotărât. Zice, am auzit predici, am auzit cântări, le știu pe ierost, toate, știu explicații, știu multe, dar m-am hotărât. Nu mă pot hotărâ, domnule, ce nu știu ce e aici în inima mea, nu știu ce se întâmplă, nu mă pot hotărâ. Bun. Și vine unul din lume și zice, locul la nuntă. Dar corect, vorbesc din punctul meu de vedere, nu din al lui Dumnezeu, că asta e treaba lui Dumnezeu, ce e corect și ce nu e corect. Dai frumos să fiu eu și gândiți-vă, și aici vorbesc în numele copiilor care au fost născuți în familie pocăiesc, cum am fost și eu născut. De la grădiniță mor și mordus la biserică de mână. Mă sculau dimineața părinții, hai mă că e biserică, lăsați-mă să dorm, nu mă, hai că tragem câteva la fund, hai la biserică. Mergeam la biserică, nu aveam ce să fac. Nu era așa, de discutat nimic. La biserică, acolo stăteam la biserică. Dacă eram rău sau așa, primeam acasă bătaie. Mergeam la biserică. Și am mers la grădiniță, la biserică, nu? Și am stat acolo și m-am chinuit și eu să ascult. Mai ales când venea fratele Simeonuc, îmi părea bine când zicea Amin. Și alții și alții. Dar am stat în biserică. După aceea am cântat în cor, după aceea am mers în misiune. Și să vină unul unul din lume, un bețiv. Și eu, în toată cariera mea, nu, de predicator, mă duc și predic și atâta transpirație și stau înaintea lui Dumnezeu și mă rog și odată calc strâmb și am luat o razna și îmi pierd locul de la masă. Și vine un bețiv, în ultimele lui zile din viața lui, ros de ciroză, la ficat din cauza băuturii, și ce vreau și eu să mă împac cu Dumnezeu. Și plânge, plânge, că vrea să se împace. Și merg frații și iau mărturisirea și îl botează. Și Dumnezeu îl scrie în cartea vieții și mi ia locul meu. Dar corect? Nu mă întrebați, fraților, vă dau exemple, vă dau exemple. De ce trebuie să ne silim, să ne luăm locul la masa mielului? Aici îl vedem pe omul acesta care vine și le suflă locul la mulți, la mulți. Vine omul acesta care mărturisește înaintea lui Dumnezeu și spune Știi ceva? Noi merităm pediapsa, eu mărturisesc păcatele, eu mărturisesc neprihănirea lui Hristos și eu îi cer lui Hristos ceva, e simplu ceea ce fac. Doamne, când vei veni în împărăția ta, ia-mă și pe mine acolo în împărăția ta. Și Hristos se uită la el și cu atâta drag îi vorbește și spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Îl vom întâlni acolo pe tâlharul mântuit. Lăudat să fie Domnul! Domnul. Și acum ne uităm, fraților și surori, la crucea din mijloc. Pentru că acolo este taina tainelor noastre, acolo e taina mântuirii noastre. Acolo primim noi salvarea, de acolo primim mântuirea, de acolo pornesc razele care la alungă pe cel rău din viața noastră, crucea lui Dumnezeu, crucea lui Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, spune Pavel în Galateni. Galateni e epistola răstignirii. Și mă uit aici la cruce și îl văd pe un Hristos biruitor. E pe crucea din mijloc. De ce nu i-a fost prinsă și lui limba cu un piron? De ce el n-a blestemat? Șapte ziceri, șapte strigăte de pe cruce și niciunul dintre ele n-a blestemat. Ba primul dintre ele te uimește de-a dreptul. Când l-au pus capi un miel ca pe care îl duci la măcelărie și l-au întins pe cruce și au pironit mâinile și picioarele. S-a uitat spre cer și a zis, Tată, iartă-i, dar de ce? Nu știu ce fac. Oameni buni, pe tine, pe mine, pe noi, ne-a salvat faptul că n-am știut ce facem. Ignoranța noastră a fost salvarea noastră. Știți de ce vorbesc așa? Pentru că îngerii, îngerii căzuți, nu mai pot să fie reabilitați. Hristos n-a venit să moară pe cruce pentru îngeri sau în locul îngerilor. Știți de ce? Atunci când diavolul a căzut, ne spune Isaia 14, ne spune Ezechiel 28, atunci când diavolul a căzut de la fața lui Dumnezeu de pe muntele miază noaptei, era de plin conștient de ceea ce face. A vrut să fie mai sus decât nivelul lui la care Domnul l-a pus și a vrut să fie ca Dumnezeu și a vrut să-l dea jos pe Dumnezeu de pe tronul lui. A fost nelegiuit la mod, la mod maxim, la nivel maxim și de plin conștient de ceea ce a făcut. Îngerii care au căzut cu el, îngerii aceia au fost de plin conștienți că ei se aliază cu un răzvrătit, au fost de plin conștienți că sunt răzvrătiți și ăștia demonii care circulă în lumea noastră astăzi pe noi, pe noi, ne-a salvat tocmai ignoranța. Îl văd pe cruce pe un Hristos, e crucea din mijloc, un Hristos biruitor, un Hristos care stă între cer și pământ. De ce? Pământul n-a vrut să-l primească. A venit la ei și nu l-au primit. Cerul nu-l primește în momentele acelea. În șase ore tatăl își întoarce fața în altă parte. În, în el s-a comasat, s-a concentrat. Toată nelegirea omenirii. De ce a strigat el în grădina Ghețimani și a zis, Tată, dacă se poate îndepărtează paharul acesta de la mine. Ce însemna paharul acela? Putem să ne gândim la paharul morții, pentru că aici este parcă o discrepanță, o neconcordanță, un pleonas, dacă luăm literar. Dumnezeu să moară, dar Dumnezeu înseamnă viață și Dumnezeu nu moare niciodată. Cum e asta să moară Dumnezeu? Paharul morții. Dar nu oameni buni, ne gândim la un lucru și ne, ne, ne duce mintea noastră măcar să explicăm un pic din ceea ce era în paharul ăla, că nu putem să explicăm în totalitate. Gândiți-vă toate păcatele de la Adam, uciderile Lucain, al celor care au venit după el la mes și toată seminția aia blestemată de ucigași. Toate uciderile de la ei și până în zilele noastre, la oamenii care sunt puși pe scaunul electric și executați ca ucis. În America a fost în urmă cu vreo 10-20 de ani executat unul care a omorât 26 de fete. A fost pus pe scaunul electric, le chinuia și le ucidea. 26 de fete, scaunul electric. Ei păcatele astea ale tuturor ucigașilor aruncate într-o mare, într-un lac mare de, 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 de ticăloșie, de păcat, de fără de lege, de cloacă, de miros urât, nu știu cum să vă explic, toate păcatele ucigașilor de pe întreg pământul, de la Geneza până în Apocalipsa. Toate păcatele curvarilor și a imoralilor și a oamenilor care se uită la ceea ce nu trebuie și care pândesc noaptea neamurd și urmăresc femei sau bărbați sau știu eu, toate lucrurile astea de la primul poligam, de la lameh și până la ultimul om stricat din lumea asta, toate aruncate acolo în cloaca aceea. Și aici spunem toate lucrurile, toate mărșăviile, toate păcatele, tot, 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 ce înseamnă păcat, acolo. Și să meargă un înger al lui Dumnezeu. Și vedeți, asta e o închipuire ce vă spun. E o închipuire. Dar mă gândesc măcar un pic la gravitatea păcatului meu pentru că acolo în marea aceea de păcate se află și păcatele mele și mergi un înger din partea lui Dumnezeu și scoți esență, se poate să scoți esență de păcat, nu știu, nu știu. Dar să scoți tu esență, e ușor să scoți esență dintr-un fruct, că nu are putere destul de mare și scoți esență. Dar să scoți esența esenței, nu știu dacă se poate, ok? Dar mergi un înger și scoți esență de păcat și o pune tot într-un pahar. Știți ce e asta? O travă, o travă, o travă a păcatului, o travă a morții, într-un singur păcat, tot păcatul lumii adunat într-un pahar. Și vine în fața lui Hristos și acum gândiți-vă la un lucru. Eu o de păcate ca și voi. ca așa ne-o născut mama în păcat și așa am trăit în păcate. La noi, dacă sună cineva și spune bă, faci cu tare, dar nu pot, dar poate ești obosit și ai putea. Și totuși, Greșim, de atâtea ori greșim și trebuie mereu să ne întoarcem, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să fiu altfel, Doamne, te rog, ajută-mă. La noi un păcat nu e o problemă, dar la Dumnezeu un singur păcat e o mare problemă. Hristos Domnul n-a văzut, n-a atins, n-a atins niciun păcat niciodată în viața lui. Și el era pur, era curat, era sfânt, e sfântul sfinților. Și să se apropie acum cupa asta de o travă, de buzele lui ca să o bea, dar poate el, puritatea întruchipată, sfântul sfinților, să fie contaminat de păcat, să bea o travă, poate el face așa ceva? Și mă uit și el stă acolo și sudoarea lui curge și se preface, se prelinge așa pe pământ și se transformă în niște picături mari de sânge și în agonia lui strigă înaintea tatălui dacă se poate îndepărtează paharul. Dar de ce? Niciodată în viața mea eu n-am cunoscut păcat, n-aș vrea să cunosc păcat. Și el stă și se luptă și spune, totuși facă-se voia ta și stă pe cruce și când el stă pe cruce, tot păcatul lumii aruncat asupra lui. Și oriunde te uitai, în ființa lui vedea numai păcat, 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 dar el n-a săvârșit niciun păcat. Și vine Pavel și spune, Dumnezeu l-a făcut păcat, dar de ce? Pentru noi. Dar de ce? Pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, lăudat să fie el. Și uitați-vă la un Hristos biruitor, de ce s-a suit el între cer și pământ și l-a respins pământul și cerul? De ce? Ca să fie biruitor în primul rând asupra diavolului. Nu l aveam în vedere Hristos pe Goliat, ca și David altădată, dar l aveam în vedere pe Goliatul viacului să fie biruit. Și a intrat el, Hristos, în casa omului tare, l-a legat pe omul cel tare, pe diavolul, ne-a eliberat de sub puterea întunericului, ne-a scos de acolo la lumina Evangheliei și ne așteaptă în cerul lui Dumnezeu. Iisus e biruitorul, fraților, e crucea din mijloc. Și mă uit tot la Domnul Iisus Hristos. El a câștigat încă o bătălie și în o biruință pe cruce. Biruința asupra păcatului. El ia păcatul acesta și uitați-vă Ioan 1 cu 5, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a Tot păcatul acela pe care îl exemplificam în pahar, în potirul acela, Hristos îl ia, îl soarbe și neutralizează puterea veninului șarpelui celui vechi, păcatul care era în mine, care este în tine, Hristos Domnul i-a scos afară și ne-a dat o transfuzie de sânge sfânt, de sângele Lui care ne spală și ne iartă. Hristos e biruitor împotriva păcatului fraților. Am întâlnit oameni, îmi spunea cineva, am fost dependent de țigară, din momentul în care m-am întâlnit cu Domnul, a intrat în mine acea iubire de Dumnezeu, încă din dragoste pentru Domnul n-am mai vrut să pun țigara în gură. Mă rugam mereu și spuneam, Doamne, din dragoste pentru Tine nu mai vreau țigară. Și trupul meu a început să urle și să-mi spună, țigară, țigară, țigară. Eu deja le-am rupt, le-am aruncat, nu mai aveam țigări. Și am prin curte și zice, rodeam, uite așa, bucăți de lemn, le rodeam cu dinții, că nu mai știam ce să mă fac, dar țigara n-am mai pus în gură. Și m-am rugat, și m-am rugat, și a venit Duhul Sfânt peste mine și m-a făcut biruitor. Hristos mi-a iertat tot trecutul, tot păcatul, m-a făcut biruitor. Hristos e biruitor împotriva păcatului. Hristos poate pe un dependent să-l facă dependent de cer, Dependent de păcat, să-l facă dependent de El, de Hristos. Asta numai Hristos o poate face în universul acesta. Pe un om care e uciga și care are mâinile mânjite de sângele altora, Hristos poate să-l spele și să-l facă așa cum a fost Naman, ca un copilaș înaintea lui Dumnezeu. Asta e numai puterea lui Hristos. Hristos poate să ia un om care s-a tăvălit toată viața lui în păcat, în păcat, în desfrâu, în mocirlă și să-l facă un sfânt în cerul lui Dumnezeu. Ne stă martoră Maria Magdalena, pe care Hristos a eliberat-o, șapte lanțuri le-a rupt Hristos din viața ei. Și Maria Magdalena cântă în corul sfinților, de ce? Hristos este biruitor, fraților! Lăudați să fie Domnul! Crucea din mijloc ne vorbește de biruința asupra diavolului, de biruința asupra păcatului, trei, de biruința asupra lumii. Îndrăznit, eu am biruit lumea. Vine lumea cu toate formele ei de atracție. Hristos este biruitor asupra lumii. A ieșit biruitor prin cruce asupra lumii, fraților și ne provoacă și pe noi să fim aceiași oameni ca și El, biruitori împotriva lumii. Doamne ajută-ne! Să biruim lumea și poftele lumii, pofta ochilor, pofta firii, lăudăroșia vieții care sunt în lume, e trinitatea lumii. Cu astea trei, lumea ne atrage de multe ori. Hristos este biruitorul. L-a dus diavolul acolo sus, amintiți-vă, pe un munte foarte înalt, de arată într-o clipă toate împărățiile lumii, toate femeile frumoase, tot aurul din lume, toate tronurile de mărire, toate împărățiile lumii, toate sistemele politice ale lumii, putea acum actualmente, putea cineva nu îl pun pe Hristos aici, pentru că aș greși. Putea cineva și probabil va apărea după Apocalipsa să fie aghiotantul diavolului, diavolul se dea frâiele lumii acestea, sistemului politic al lumii acestea. Hristos a refuzat așa ceva. Hristos e biruitor asupra lumii. Și mă uit iarăși la Hristos, biruitor asupra morții fraților. Asta e nădejdea noastră că suntem oameni muritori. Din cauza păcatului lui Adam și Eva, noi am căzut, am căzut și ne paște moartea, ne duce moartea. Hristos a înviat a treia zi după Scripturi și e viu în vecii vecilor, a biruit moartea. Nu era vorba de pecețile romane acolo, a venit altcineva și a pus niște peceți, pecețile morții, dar era scris și a trebuit să se împlinească. Hristos a înviat a treia zi și Hristos e viu în vecii vecilor. Hristos e biruitorul morții, fraților. În așa fel încât Pavel strigă, unde ți boldu, unde ți acum moarte? Acum morții era păcatul, pe Hristos, moartea n-a putut să-l împungă cu acul păcatului. Așadar, moartea n-a avut putere asupra lui. El este biruitor. Fraților, surorilor, vreau să rămân la gândurile acestea. Dar pentru prieteni, mai lansez încă o dată provocarea asta. Crucea din stânga ne vorbește de moarte, de tâlharul morții, Crucea din dreapta lui Hristos, de tâlharul vieții, de tâlharul mântuit, de mântuire, de viață veșnică. Crucea din mijloc este taina mântuirii noastre, este crucea lui Hristos, este jertfa lui Hristos. Ce alegem? Pentru că vine Pavel și spune, fiți atenți, crucea lui Hristos are două fețe. Pe o față a fost răstignit Hristos, pe cealaltă trebuie să fim răstigniți noi. Ne așteaptă Hristos la cruce, ne așteaptă la cruce. m am mișcat, să știți, în câte feluri Dumnezeu poate să mântuiască pe un om. A visat un om într-o noapte că era iepure, auziți? asta a visat că el e iepure. Și fugeau niște lupi după el. Nu era mântuit, nu era mântuit. Dar vedeți cum mântuiește Dumnezeu printr-un vis. Fugeau lupii să-l prindă, ăsta era iepure, și fugea din toate puterile lui să scape de lupi. Și în fața lui apare un munte și începe să urce pe munte, să fugă, să scape, lupi tot după el, tot mai aproape, tot mai aproape. Undeva acolo, mai sus, pe vârful muntelui, era o lumină care se revărsa și ăsta fuge acolo iepurele și se furișează în spatele luminii și când își ridică ochii, de fapt, lumina asta cobora dintr-o cruce. Dintr-o cruce. Când s-a ascuns el în spatele crucii și în mijlocul luminii care reflecta din cruce, Lupii aceia au început să dispară, să dispară, să dispară și nu i-a mai văzut. Să trezești, omul zice, extraordinar, dar ce poate să fie asta? Și un gând îi spune, lupii sunt păcatele tale care te urmăresc să te sfâșie. Crucea este jertfa lui Hristos, sângele lui este valabil și pentru tine. E purele la speriat, e sufletul tău care fuge de păcate și nu poate să scape de ele, că într-o zi se va întâlni cu ele în iazul de foc. Dacă tu te ascunzi în jertfa, în lumina jertfei lui Hristos, vei fi mântuit și s-a dus și s-a pocăit. Oameni buni, Dumnezeu să ne ajute să ajungem la crucea din mijloc și să ajungem să fim mântuiți. Amin.